Ia. Păi cum le găsesc? Păi nu, postul? Neamărin, ce face? Face o cadou? Ha, ploie! Eu m-am dus să vă aduc găleți și de la. Le spălăm, mă, cu găleți. Ce le spălăm? Cu, vă aduc eu tot. Da. Așa trebuie, nu? Facem munca, am beut un pic de bere, am lucrat bine, am curățat. Dă-te! Ne-a dat găletușe, ne-a dat detergent, ne-a dat perii. Dă-i Gianni și frac, dă-i cu buretele, dă-i cu detergentul, dă-i cu de toate. O lăsăm așa, Maurizio, le dăm astea și să usucă ea. Înțelegi? Nu, usucă ea ce? Să usucă, fără să mai dăm cu apă. Acum... Deci... Ia! A luat mătura. Am și mătura puțin pe acolo. Am și mătura, știi ce? Merge, merge. Știi ce murdar era pe acolo? El. Omul ăsta chiar era un pic genul Neamărin. Stătea lângă tine. Băi, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Liviu, ajută-mă să... Aici, aici. Ia și pune la treabă. Liviu, vrei să te fac un tratenor? Zi. Ha, și asta înțeleg că și pe tine te-am făcut? Nu, eu sunt excepția aia, aha, care întărește cazul. Hai, lăsă, te pup. Hai, să ne faci aici, dai. Alora. Am luat frumos un bețigaș să încep să-i dirijez pe prietenii mei, în ghilimele, Cezaru, Atu și Sony. Ne suno sa la verita, ne pure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te. Haide, mă, senti că bine a cantat. Insieme a te. Mă, Liviu, mă, erai băiat bun, mă, lasă-ne, mă, frate, și până... Mai dă-i puțin mătura aia, mai ia ca la cote. Si că se-i... Hai! Bă, da, vezi de treaba ta. Tu nu muncești aici. Nu mai pot. Ai făcut 3 pești, nu mai poți. Nu, adevărat. Nu mai pot. Ei nu-i plăcea cu miros și nu vrea să mai facă nimic. Până la urmă i-am zis, zic, măcar curăț tu solzii aia de pe pește și eu fac mațele. Nu mai poți, dar aici trebuie să faci ce Neamărin, așa a zis. Nu, mă vine să vomit. A, și mie, ce crezi că-mi vine? Eu eram în extaz. Voiam să fac o esență de parfum din mațele alea. Roxana, da. Ce faci din viața? Tot bine? Foarte bine, dar hai, apucă-te și fă peștele și lasă joaca. Nu mai pot toată dimineața. Neamărine? Stat aici, nu pot, bă, nu mai pot. Băi, nu faci nimic cu pește sau cu cuțitul, că o să vezi că mă înjur, toată ziua cu tine. Neamărine, explică-i la fata asta cum mi-a explicat și mie, că numai pe mine m-ai certat. Roxana, tat din gură odată, măcar 2 secunde. Nimic. Ce? Explică-i lui Sandy că nu mai face nimic, nu mai vrea. Nu mai face ea? Ia praștea aia și fă ceva, că adică mă lasă pe de ce mine. Nu mai face? Roxana nu suportă pe Sandy, dar cred că nici Sandy pe ea. Și uite așa... Se joacă cu peștele ăla, dar nu face nimica. Nu, no, nu, no, adevărat sunt leșinată. Păi leșinată și eu sunt leșinată. Stai, da, câți mai? Eu am făcut pe ea toți, cât mai face? Uite, Neamărin, am curățat 10. Iar am de, uite, eu i-am curățat pe ăștia toți. Hai să mai faceți câțiva, hai că nu mai iau. Păi nu face nimic asta, deci 15 ani. Fac, Roxana! Ai grijă că te murdăresc! Neamărin are o relație specială cu Sandy. Singura variantă era ori să fac peștele, ori să fiu eu al doi tati. Roxana! Zâmbești un pic! Dacă tu zâmbești, în schimb să vorbești, e mai bine! Crede-mă! O să fie mai dulce în viață, tu! Nu vreau să fiu mai dulce în viață. Se vede! Roxana vorbește prea mult. Tu nu faci așa, tu nu faci așa, pa. Mama, ca o rață. Trebuie și muncește, haide, fă ăla, nu mai, pe bune, nu mai faci niciun nimic. Neamărine, spune să facă ceva. Face, vezi de treabă. Păi nu face, aia e problema. Roxana a cedat psihic, că la un moment dat era în stare să sară la bătaie. Ce să facă, infarct? Ce face? Du-te mai încolo atunci. La un moment dat am încercat să schimb relație, am încercat să fie alta vorbele. Eu știu că sunt un pic nebună, un pic. Nu un pic ești. Crede-mă, un pic sunt. Dar, într-un fel, când am lângă mine persoane serioase ca tine, care nu zâmbesc și sunt așa... Dar eu zâmbesc cu cine îmi place, adică, mie să zâmbesc, câine, nu zâmbesc cu toată lumea. Câine periculos, să zicem. Bineînțeles! Cu cine îmi place, nu zâmbesc cu toată lumea. Deschidem partea mai frumoasă din tine, știi? Mulțumesc. Zâmbești câteva de ore. Dar tu să știi că n-ai reușit până acum să faci treaba asta. Stai
liniștită, draga mea, nu se întâmplă nimic. Vezi, te pup și l-am pupat pe spatele. Adică nu sunt așa de rea. Sunt și prietenoasă, foarte mult prietenoasă, dacă tu mă dai stare să fie și eu sunt prietenoasă. Gianni, pentru ce nu ai preso o bere, că sunt acolo? Eu prinde apa, tu bere. Ce ai făcut, italianule? Bravi! Muncit prea multe, serios. Dacă am plis galoțe, am pus apa, am făcut, m-am mers. Gianni era acolo cu canoa relaxat. Sus! Într-un final normal că am reușit, pentru că până la urma urmei am făcut noi munci și mai grele decât să spălăm caiaci. Și cum se mănâncă? Acum vă duceți, vă spălați pe mâini? Cum? Nu trebuie, Mani. Mănâncă. Ce se mănânce? Nu știi, că tot pește ce-am vizut, acum nu se mănâncă pește. Clapacioace, bicfuse, ovizan sau ghiovandele? Ce vrei să mănânci? Zic. Ghiovandele. Vandele. Ghiovandele. Vandele, mă. Vandele. Da. Dai, ca... fratello. Basta. Dai! Ce ai zis? Să faci capa, ne facem de râs, eu cam de la treaba. Dar tu n-ai făcut nimic. Șeful s-a dat Liviu, ne-a alergat cu motora, m-a dat și cu betișorul pe picior. Bă, nu vă e rușine, v-a pus omul ăsta la treabă, ce aveți, mă, de cărați 4 mese? Uite, mă, că eu am luat asta, eu car la ală, nu mai fi nebun. Ia! Ăsta m-a pus să cânt, să al... Liviu, guarda! S-o ftica că l-am spus adevărul. Vezi, tu ai făcut o jumătate de metru din iarba. Nu fi nemărin. Hei! Hai da! Sonia, mai văzut de la mine niște lucruri, cum fac eu, cum trebuie eu, dar nu spuse cum trebuie. A început și el să stea, să tragă chiulul, Cezar la fel a văzut niște lucruri la mine. Dar degeaba au tras de timp, pentru că mesele alea oricum trebuiau mutate. Că le muți în jumătate de oră sau le muți în două ore, oricum le muți. Nu gândesc. Hai să ne ajut, Diana, ne așezăm la masă după aia. Vore, te sun eu pe fix dacă e. M-am pus un pic pe ei, le-am dat un pic de hula hop și au făcut treaba. Hai voi doi. Hai, la plic. Loco Amaurici. Imediat. Da. Eu bucuros, fiara am terminat. Zice, gata, bravo, fiara, îl vezi pe nenea ăla de acolo cu peștele? Da, du-te și prăjește niște pește să mâncăm. Păi asta voiam să fac, chiar. De asta am venit să prăjesc pește. Ce pește sunt ăștia? Bă, lămită, zalgan, hamchie, bufoare. Care e cel mai bun, că te pricepi? Pe asta, cred că nu? Bun, marfă, ce să zic? E o veselie să stai cu peștele ăla lângă plită, 7000 de grade. Ia, pasă așa, dacă îți pune așa pe peștele. Așa, și la întotdeauna și... Cred că asta trebuie să audă și viitorii participanți la emisiunea lui Neamărin. Să nu-i spui niciodată că ai terminat. Mai bine rămâi acolo, chiar dacă ai terminat treaba, mai rămâi în zonă până te strigă el. Curățați acolo și ceapa curată o puneți aici. Da. Da? Dar trebuie să le tăiam? Nu, doar o curățați. Doar curățat. Am curățat și pește, am scos și mațele, după care ne-a pus să tăiem ceapă. Ceapa, pește, ceapa. Neamărin, cred că ți-a așteptat să plângem ceva, să ne curgă lacrimi. Și că dacă tai ceapă, de obicei plângi și că... Da. Tu plângi când tai ceapă? Acum plângi? Nu, acum nu. Nici. Suntem în aer liber. Suntem niște cățele, una mai rea că alta, de-aia nu ne curge nicio lacrimă. Aia e problema. Ea nu știe că eu acasă am 5 copii de dimineață până seara și, sincer, sus, jos, nu pot să fac așa multe eu pentru sănătatea mea, dar... Încerc să fac, că nu dau probleme la niciunul. Sincer, în mine este un leu pe care vrea să lupte în continuu. Eu mai avem încă o lucrare, da. Iar de curățat trandafir. Mă, las-o încolo, că am învățat mers. Niște duzi. Duzi? Duzi. Duzi. Și trebuie să băiței măcar să curăța niște mese și băncuțe. Surpriza mare a fost că după ce ne-am făcut toți treaba, hop, a mai venit o treabă. Niște duzi de tuns, niște mese de șlefuit, niște trandafiri de curățat. Ia uitați-vă! S-auzea în continuu de la Diana. Au! Au! Dumnezeu! Au! 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 Ah! Au! Bravo, Diana! Nu e bravo, că sunt ciuruită în palmă. Am tăiat Dudu la milimetru. Zici că l-am tăiat cu un fierăstrău electric.
cu farfeca. Cât de sus? Da-te toată asta cu copaci. Da, mă, peria. Da, să desfac asta așa un pic. Sau te desfac... Me descur, te liniști. Să te spun aici. Da. Am curățat toate mesele cu scandurile lor. Da, ascultă, dacă e îmbrăcat de alb, de ce nu le vopțim puțin pantalonii? Că pe mine m-a vopțit mie. Da? Da. Acum, când am mers cu Sony să muncim, nu prea mai erau frați așa. Stai cortul. Tu jurat pe cea mai nu mai vopții pantalonii mie. Tu faci ce te dragi. Nu mai vopții pantalonii. Da, eu ți-am jurat pe cea mai scumpă. Asta se ascult. Dacă pui pensul aia pe mine, îți dai tot cortul. Momentul că... Te-am iurat gol, atent. Hai, dai drumul la muncă. Hai, dai vai, vai. Am terminat. Ce ai terminat? Am terminat. Doar un pic, ai venit de larg, da? Nu mă, cu astea, mă, cu plumbele astea, cu haine. Da, ai venit. Erau singurele haine pe care le aveam la mine. Am acasă. Da, aici la mine am o pereche. Și pantalonii mei care m-ai vopțit ala roșu. Gata, nu iau. N-a terminat niciunul. Du și vopsește toată, vopsește-o toată. Am vrut să-l vopsesc pe Liviu. Și pentru că el mie, când vopsea în scandure la circ, m-a vopțit pantalonii, m-a stricat toate scandure. Acum are direct ca dumne iaua. Da, da, uite. Hai. Un laț de colte. Și tu l-ai terminat. Da? Trebuie să strângi toate astea. Mi-a fost milă de el, era îmbrăcat în alb. Încă puțin plânge, îmi zice, nu, nu-mi dai că sunt îmbrăcat în alb. Trebuia să-i dai, mă, Sony, mă. Sony, trebuia fără... Hai că vine neamari în inspecție. Fără prea multe cuvinte. Cu mine a scăpat, cum a scăpat? M-a și amenațat. Iar s-a întors Don Livio Corleone. Dragii mei, pentru că muncă prestată de calitate, vă oferim Miros, cu plăcinte fierbinți, palem brâu. Nu cred. Hai, dacă mai așteptați un pic, le mâncați aici, așa o să le mâncați pe drum. Nu mai așteptăm, vrem să le dăm pe lana și așa lunea mărin. Mărin, așa dăm un pic. Mai avem ce să mă dăm. Foarte drăguț. Om care te omenește. Și spui lui Neamărin că nu-i cum zice el, ești un băiat foarte bun. Așa, se vadă o țară întreagă că am muncit. Și muncitor. Am plecat cu tava de poale în brâu calde în mașină. Ce faci, mă, Limo? Păi să răcească brânza, frate. Cred că nu răgița asta la ventilator. Nu mai avea răbdare, frate. Pofta-i mare. Nu cred așa ceva. N-am cum să-mi o pun în cuie acum, Laura. Deci n-ai cum. Atât de tare frigeau și atât de mare era și pofta noastră că nu știam cum să mușcăm din el. Mai merge puțin. Bine. Mulțumim frumos. Și vă mai așteptăm pe la noi și cu treabă și... Hai să... Hai și fără treabă. Hai. Fără treabă. Mulțumim frumos. Vin eu fără revedere, treabă. Mulțumim, să rămâne frumoasă. Treabă. Să după ce am mâncat, stilul lui. Haideți să mergem repede, de orice... De ce? Hai, hai. Hai, hai. Nu s-a terminat ziua de lucru. Doamne ferește. Cum să se termine? Mergem acum să culegem via. Super! Să facem must și după aceea vă duc într-o cramă, cea mai tare cramă din zona asta Dobrogei. Să vedeți și voi câte feluri de vin are omul acolo, dar o să și muncim pentru promovare. Când a zis mergem să facem rost de vin la o podgorie, mi s-au aprins două beculețe așa, pac, pac. Nu știm dacă lui Gianni au început să-i sfârie călcâiele, dar dacă e adevărat, scânteile sunt bune de folosit, căci are de ajuns fuguța la nuntă. Iar crama viișoara e plină de tentații. Avem vinuri seci, demiseci, demidulci, roșii, albe, roze. A, uite că a venit și băiatul meu. Stai că ăsta e dobrogean al dumneavoastră. Te pup, noi suntem asociați, nu dobrogean. Asociați? Da. Ce tare ai ajuns. Cam mult vorbiți și cam puțin munciți. Deci, ce au nevoie de vin? Au nevoie de vin. Avem nevoie de vin. Petrecere. Toți. Am înțeles. Să muncească. Având în vedere că suntem în plină campanie de recoltat struguri, chiar avem nevoie de forță de muncă. Exact. Așa că vom crea două echipe. Exact. Unii să meargă să culeagă. Să culeagă și ceilalți să stoarcă. Să degust. O să și muncesc, o să și degust. 1, eu cu gestări. 2, că ăștia sunt prieteni buni. Comploteau ca să-i dea la joale și să-mi-l omoare. Că unii să ducă la cules și alții să stea la stors. Tu la mine cramă faci așa? Că te dau afară, băi. Nu mă interesează, eu nu fac așa ceva. Păi de deci când decizi tu la mine cramă? Acum eu am mai fost în vie și nu odată. Culesul e groaznic, în soare, taie, pune, ia, încarcă, cară. Băi, hai dai drumul la cules! Vreți să vi-l găuresc acum? Du-te bă la cules, d-auzi? A scos praștia. Am pus cartușul. La cules? Ce-mi preferi? Eu storc! Că dă, că faci...
Da, mă, da. Arată. Ai. Nu te vei uita. Nu te vei uita. Nu te vei uita. Dar ce, că te duci, că dacă îmi pui tu... Bă, n-auzi că nu merg nicăieri. Uite cât e de afară, uite. Tom și Jerry mi se pare relația dintre Liviu și Neamărin. Neamărin e Tom, Liviu e Jerry. Nu știu cum se suportă unul pe altul, dar și Tom și Jerry mai au la un moment dat momente în care se iubesc, așa că cred că de asta funcționează. Liviu! Cum să mergi la culese? Te-am învățat până te-am prostit! Cum să mergi la culese? Să nu te pui cu omul care nu mai are ce să piardă. Ce vrei să faci? Ești asociat cu dânsul aici? Păi eu la mine în cramă, tu mă pui, tu vezi să fac eu ce vreau. Ce arată-mă acte că ești. Ești cu cramă. Păi ce ești, de la ANAF? Păi da. Și-am bogăție pe tine, i-am zis Liviu dacă știam că ai cramă. Tu de aici că nu fac nimic, auzi. Treaba ta, bă, hai mă, nu stăm după... Dă-i drumul la cules și mai repede, hai. După 5 zile de muncit, n-am mai avut răbdare să-i mai văd că se ceartă și am zis stop. Haide, mergem noi. Hai, iei la cules. Hai de la stors. La stors. Bine, mă. Rămâneți voi la stors. Așa ai văzut, bravo. Pare rău, bă, pentru voi, băi, da, cu prietenii mei. Da, îți pare rău, nu chiar mai poți pare rău, băi, ce prietenii mei. Băi, ce să zic, te bă. Te simțim cum îți pare rău. Pare rău, bă, nene, bă, da, extraordinar, bă, nene. Iar l-am salvat pe Sony Bastardu, de la muncă. Puneți plasticul ăla. Pune plasticul ăla, dar repede aici, că da. Te-am luat până te-am prostit, te lăsam să te duci la cules, făceai semi-insolație. Aveți gheab, aveți suportul șgheabului, aveți teasc, aveți găleți. Eu mă duc să vă aduc strugurii, voi vă apucați de stors. Asta se spune. Dar nu, lasă-o așa, nu mai folosi și pe asta. Asta e, după ce au trecut 3 sau 5 zile că ferbe, da. Că ferbe, atunci aici îl presez. Asta nu trebuie cum. Liviu, ai încredere odată în mine. Te arăt eu cum se face vinul. De la ce te-ai luat de aici nervos așa? Nu, îți spun, asta e cheia, îl pui așa. Da, știu, mă. Învârt și asta preseze, dar nu trebuie cum. Eu, în trecutul meu, am făcut într-un an vin și știu procedura. Șeful, aici începem treaba. Aici este Podgoria, aici vom începe cu soiul Chardonnay. Da. Am în vedere că acum e perioada optimă pentru Chardonnay. Da. Privind conținutul de zahăr. Deci hai să începem să mai pierdem timpul. Dar în primul rând trebuie să ne arătați cum, că noi nu știm, adică nu e ca și cum am cules vreodată în viața noastră. Băieții au cerut instrucțiuni că i-au zis că ei nu au mai cules niciodată și habar n-au ce să facă. Eu am crescut la țară, așa că știam capitolul ăsta. O să stăm fiecare pe un rând sau cum? Fiecare pe un rând. Câte doi? 120 de metri lungime. Adică noi trebuie să ajungem în partea aia? Până în partea cealaltă, până în vale. Hai, v-am pupat, Doamne ajută! La început nu mi-am dat seama cât e de mare Podgoria asta. Fraților, hectare de vie. Șeful arată ca o pistă de atletism. Eu nu pot să fac până în partea aia. Păi rândul ăla de vie era tocmai la București. E rândul de 120 de metri de vie, imaginați. Cam cât ar trebui să culegem de fiecare? 150. Cât? 150 de găleți de fiecare? Da. Eu? Deci, până diseară la orele 10... Doamne ferește! Uite, îți dau o foarfecă roșie. Roșie. Ne-a dat două foarfeci de alea în mână și a zis începe să culegeți. L-am identificat, ia. Gata. Ăsta. E bun? Este foarte bun. Și îl punem ușor, nu? Ușor să nu-l zdrobim. Credeți-mă că e foarte greu. Pentru că strugurii aia sunt băgați cumva pe niște cringi. Trebuie să-l tai, nu trebuie să-l arunci. Hai, ce rost în pasta cu picioarele să-ți țin? Da, intră! Urcă-te în șgheab, să-ți torci tu cu picioarele. Băi, nebunul, cum să te urci cu picioarele acolo? Bă, dar vezi spate de treabă! Eu văd, da! Anea Mărin era sfătuitorul șef. Hai, împinge! Băi! Îi prindeți piciorul. Căutați-mi o femeie să aibă între 29 și 36. Gianni e la matrimoniale, mă. E 43, nemăritată? Aproape măritată. Nici o șansă să mă sun. Poți să divorțez, nu-i nicio problemă. Nici femeile astea de la țară nu mai sunt ce au fost. Îl lasă pe ăla. M-am nenorocit.